În seara zilei de 23, miercuri 23 octombrie, în mod neobișnuit, pentru că în mod obișnuit concertele sunt joia și vinere. De data asta, din cauza unor intercalări în programul filarmonicii, concertul de vineri s-a mutat în data de 23, miercuri. Am asistat la concertul filarmonicii, orchestrei și corului uh, filarmonicii Enescu, dirijat de Arnaud Arbe în Franța, avându-l ca solist pe pianistul David Caduș. Uh, programul a fost uh, foarte tentant pentru mine, ca iubitor de muzică franceză, de impresioniști francezi. Uh, în special de Bussi Ravel, dar a conținut și uh, Pavana de Gabriel Fauré, concertul numărul 1 de pian de Camille Saint-Saëns și, după pauză, Claude de Bussy, Trei Nocturne și Maurice Ravel, Bolero. Uh, trebuie să spun de la început că am fost ușor șocat de faptul că amândoi artiștii francezi, deși erau Uh, prezentau un program cu muzică în exclusivitate franceză, erau cu partitura în față. Mi se pare greu de acceptat ca în uh, anul de grație 2024, uh, când uh, capacitatea de memorizare a oamenilor și puterea de a învinge emoțiile, tracul și alte asemenea adjuvante ale prezenței scenice, uh, sunt uh, duse pe uh, culm de, de izbândă să mai asistăm la uh, execuția muzicală și aici îmi, îmi accept pro, propriul meu ton ironic, execuția muzicală după partitură a unor uh, lucrări. Așa a fost concertul de pian de saint -Sans, și așa a fost și Claude Debussy, trei nocturne și așa mai departe. Concertul de pian de saint -Sans, cântat, cum spuneam, după tabletă, după partitura pe tabletă, de pianistul David Caduș, deși toate concertele lui saint -Sans sunt Melodioase, sunt pline de strălucire și de virtuozitate, mi s-a părut mai puțin strălucitor, poate și din cauza că pianistul era un rutinat, uh, uh, cum să spun, executant uh, al uh, pasajelor de velocitate cu uh, economizor, să zicem. Investea prea puțin. Uh, voință sonoră și efort muscular la nivelul mic al degetelor, uh, mulțumindu-se să arate, cum spunea Șerban Cioculescu cândva, țevăria construcției, uh, el o spunea în legătură cu o, o poezie, dar mers să potrivește și aici. Uh, deci să, să dea accentele principale și între ele să mai ascundă din uh, conținut. În felul ăsta, Camise în sens concertul numărul 1, care nu e un concert dintre cele mai de succes. După cum știm, concertele de succes sunt numărul 2 și numărul 5 egipteanu. Dar totuși sunt aparțin unui patriarh al muzicii franceze. Deși cântat cu partitura în față, concertul de sens a avut mai puțină logică, mai puțină construcție, mai puțină strălucire. Uh, mai puțină virtuozitate etalată. Ceea ce m-a făcut să regret uh, această lipsă. Înaintea uh, concertului de saint hơn, a fost cântată uh, pavana de Gabriel Fauré, opus 50, o piesă foarte Uh, interesantă, foarte misterioasă, foarte frumoasă, deși în programul de sală spune că el și-ar fi repudiat-o în tinerețe, mă rog, uh, posibil să fi avut anumite excese uh, la un moment dat și Enescu spunea despre rapsodiile lui că sunt păcatele tinereții. Asta nu împiedică ca rapsodiile să fie și acum succes mondial. Uh, deci Pavana de Gabriel Fore, o piesă foarte frumoasă, misterioasă, exotică, m-a făcut să mi-aduc aminte de muzici ale lui Gabriel Fauré, care uh, sunt de înaltă măestrie și de înaltă complexitate armonică, să spunem, și inventivitate armonică. Uh, bine, eu am și o slăbiciune specială pentru Fore, pentru că a fost profesorul și prietenul profesoarei mele, cela de la Franța, care i-a dedicat și un Uh, am vorbit cu ocazia un, uh, unui concurs Enescu recent despre acest lucru. Bun, uh, după pauză am avut Debussy Ravel, Debussy trei nocturne, care se chemau așa, uh, nori, nuaj, modere, ca tempo, fet, sărbători, anime e ritme, siren, sirenele, Uh, Moderement animé. Uh, deci, de, uh, nuanțe de tempo foarte precizate și sugestii de imagine, aproape cinematografică. Nori, sărbătoare, sirenele. Jocul sirenelor, femei cu coadă de pește. Așa. Trebuie să spun de la început că Trei nocturne de Debussy, Uh, mi-a lipsit foarte mult calitatea materiei sonore. Deși orchestra în cea mai bună formă a ei era gata să răspundă oricăror uh, cerințe de finețe ale dirijorului uh, uh, și interpretului. Mar materie sonoră care a lipsit în esență transparența, i-a lipsit uh, acel uh, aerat, uh, irizat tărâm de lumină uh, pe care îl dorește compozitorul și în general pe care Debussy îl are în, în uh, uh, creațiile lui. Uh, cum spuneam, orchestra cred că ar fi răspuns uh, oricărui dozaj de mare finețe, dar aceste dozaje de mare finețe au lipsit cu desăvârșire. Uh, și uh, în felul ăsta uh, putem să spunem următorul lucru. Eu mi-aduc aminte că lui Bissi a spus cândva că nu are nevoie, creația lui, nu are nevoie de uh, genii, ci de executanți corecți ai ceea ce scrie în, în partitură. Uh, eu nu cred că a avut dreptate, pentru că am constatat pe pielea mea citind și cântând Debussy, mult Debussy, lucrând la clasa mea de pian de la conservator, mult Debussy, cu partiturile lui Debussy, se petrece un lucru extrem de, de, de delicat și miraculos în același timp. Uh, ele par simple, indicațiile sunt laconice și foarte simple. Uh, dar ce, ce este complicat este să pui în legătură toate elementele textului. Adică, indicațiile literale, de dinamică, de tempo, de, de atmosferă, pe care le, le găsește necesare, a fi menționate în partitură autorul, și uh, restul elementelor de, de text, adică structurile sonore propriu-zise, uh, valorile metrice, ritmice, mai ales valorile lungi ale, ale notelor, acordurilor sau uh, valorilor uh, sonore, constitutive uh, în textul uh, dubiusist. Aici putem să constatăm că uh, dubiusist uh, însuși uh, s-a păcălit în, în ideea lui că nu -are, are nevoie decât de executanți uh, corecți pentru că această corectitudine chiar dacă ea a existat în uh, execuția respectivă, a fost cu totul insuficientă. Și în felul ăsta am găsit uh, și un joc de cuvinte. I-au jucat par, compatrioții, i-au jucat o uh, festă, o farsă uh, înaintașului lor, Claude Achille de Bussy ca și chema numele întreg. găsindu i călcâiul lui Achille, să spunem așa. I-am găsit și eu călcâiul lui Achille, mult admiratului meu autor Claude Debussy, din care am gândit foarte mult, pentru că iarăși am găsit că n-avea -avea dreptate cu această cerință simplă de la interpreții lui. În încheierea concertului am avut de a face cu o versiune dinamizată de orchestră a bolero de Maurice Ravel, care mi se pare doar că i-a lipsit un început ceva mai pianissimo, un început ceva mai îndepărtat, ca sugestie sonoră. A început puțin prea concret. Dar, al minte, gradația crescendului ăsta lung, făcut de Ravel, a fost bună. Ce nu mi-a picat chiar foarte, foarte bine a fost modul exagerat în care dirijorul a cerut dirijorul Arnaud Arbe, a cerut uh, orchestranților să facă în finalul, uh, cu, culminația uh, boleroului, uh, să, uh, să ceară anumitor uh, uh, instrumente de suflat, să facă uh, anumite intervale mai mult în, cu, cu mai mult stil de jazz, adică cu mai multă alunecare între sunete, ceea ce a cam destabilizat Uh, instrumentele de suflat uh, într-un mod nemeritat pentru că ele erau mânuite de cei mai uh, destoinici și de mare calitate ai filarmonicii. Poate că uh, au fost uh, acești instrumentiști au fost uh, prea cuminți acceptând uh, această cerere a dirijorului, poate că ar fi trebuit să o aplice cu mai multă economie, cu mai multă parcimonie. Uh, dar în general orchestra în cea mai bună formă ei uh, la, la camise în sans și la nocturne am avut uh, câteva intervenții de cor ale corului filharmonic și condus de Iosif Ion Pruner care a fost foarte, foarte bine pregătit ca și orchestra ceea ce mă face să regret că nu s-a obținut în uh, muzica franceză tot ceea ce Orchestra Filarmonică Enescu ar fi putut da în acea seară.